Lipsa banilor cu care se confruntă clubul de fotbal Cenedinicu Golescu Mușelul Câmpulung i-a determinat pe mai marii clubului să caute soluții pentru a redresa pe cât posibil situația financiară precară în care se află fotbalul muștelean. Au fost vehiculate mai multe nume de persoane, oameni de afaceri din Câmpulung, care ar dori să se implice financiar la echipă, însă totul a rămas la stadiul de zvon. În premieră, postul nostru de televiziune a anunțat în urmă cu 2 săptămâni că se poartă discuții avansate ca din această perioadă precompetițională, în fruntea echipei să fie numit Flavius Cladoveanu, un apropiat al fotbalului mușcelean și care s-a mai implicat în acest sezon la club. Este de notorietate prezența renumitului avocat mușcelean la jocul din deplasarea de la Ștefănești, acolo unde mușcelenii au terminat la egalitate cu echipa ilfoveană. Flavius Cladoveanu, fiind foarte mulțumit de evoluția echipei, ba mai mult, a ținut să-i felicite pe Mazarache și compania, cât și staful tehnic. Flavius Cladoveanu este un avocat de succes, mușceleanul, reprezentând echipa de fotbal Mușcelul în mai multe litigii pe care le-a avut cu Federația Română de Fotbal Pro Bono. De asemenea, trebuie să reamintim că Flavius Cladoveanu este cel care a trimis la Câmpulung mai multe rânduri de echipament de joc, cât și echipamentul complet de prezentare al echipei. Astfel, din această săptămână, clubul mușcelean va avea un conducător pe măsură, în momentul de față doar Alexandru Popovici, antrenorul principal al echipei, ocupându-se de tot ce înseamnă conducerea unei echipe, atât prin conducerea tehnică, cât și administrativă. Prin instalarea lui Flavius Cladoveanu la conducerea echipei Colegiului Național Dinicu Golescu Mușcelul, se poate spune că fotbalul la Câmpulung nu moare. Mușceleanul, un împătimit al sportului cu balonul rotund, va sprijini echipa de fotbal atât logistic cât și financiar, încercând în această perioadă să aducă lângă el mai mulți oameni de afaceri potenți din punct de vedere financiar. Cel mai probabil, Cladoveanu va încerca să-l coopteze în organigrama clubului mușcelean pe omul de afaceri Mihai Rotaru, nimeni altul decât acționarul majoritar al clubului de fotbal din bănie CSU Craiova. Mihai Rotaru este nașul de cununie al lui Flavius Cladoveanu, iar puternicul om de afaceri s-ar putea implica financiar în fotbalul mușcelean alături de finul lui. Portarul mușcelean Adrian Tănase a plecat în cursul zilei de luni în cantonament cu noua lui echipă, Viitorul Axintele. Așa cum anunțam vineri, golkeeperul mușcelean s-a aflat în probe la echipa ialomițeană, iar conducătorii echipei de Liga a 3-a, Seria a 2-a, l-au transferat pe portarul de 27 de ani în cursul zilei de astăzi. Adrian Tănase a fost lăsat să plece liber, cu toate că jucătorul se afla în ultimele 6 luni de contract cu echipa Mușcelul Câmpulung.